Dragi telespectatoare și telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Aici, la Cluj-Napoca, în studioul Credo TV, sunt de data aceasta alături de doamna Lidia Șchiopu din Timișoara, o femeie foarte cunoscută în România și în străinătate, datorită activităților pe care dânsa le are. Dânsa este coordonatoarea școlii Priscila, redactor șef al revistei Priscila și coordonatoarea lucrării cu femeile din cadrul Fundației Educație Biblică prin Extensie România. Bine ați venit, doamna Lidia Șchiopu! Mulțumesc de invitație, bine te-am găsit, Rodica! Eu am avut ocazia să vă îmbrățișez, dar cred că și telespectatoarele vă îmbrățișează așa, da, în inimă, pe pentru că foarte multă lume vă cunoaște și ne sunteți dragă și mulțumim că v-ați putut face un pic de timp să povestim despre lucruri care sunt de actualitate și cu siguranță vom fi încurajate în urma acestei emisiuni. Eu m-am gândit să vorbim despre faptul că e foarte mult pomenit cuvântul corupției. Parcă e un leitmotiv, n-am avut nicio emisiune pe tema asta și nu asta va fi tema, dar deschizi televizorul și vezi, nu știu ce corupție iar s-a descoperit și tot i-a auzit acest cuvânt. M-am uitat în dicționar să văd exact ce înseamnă și am văzut că este o abatere de la moralitate, o abatere de la datorie sau chiar neglijență. Deci se pare că suntem într-o vreme sau suntem un popor cu foarte multe abateri și tare mi-aș dori să ajutăm și noi cu emisiunile noastre cum putem să ne corectăm. Și opusul cuvântului corupție ar fi cuvântul integritate, pe care v-aș provoca să-l definiți dumneavoastră și să-l luăm ca și medicament pentru starea în care se află România la ora asta și să vedem ce putem face. Da, e ceva ce este pe inima mea și mă bucur pentru un asemenea subiect și așa cum ziceai, trăim într-o vreme în care cu valori răsturnate, cu o moralitate în decădere și cred că e foarte bine să ne amintim că Biserica lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu are chemarea să facă diferență într-o asemenea lume și să trăiască și să propovăduiască, dar prin trăire în primul rând, a setului de valori pe care Dumnezeu îl dorește. Deci nu lăsăm totul pe ANI, Agenția Națională Anticorupție sau pe DNA, ne implicăm și noi. Ar trebui să facem net o diferență prin însăși prezența noastră ca reprezentanța împărăției lui Dumnezeu și lucrurile s-ar schimba de la esențe. Știi, în urma unui proces se primește o pedeapsă care e o consecință a faptei rele deja săvârșite. Deci dacă este să definim integritatea, m-am uitat și eu în DEX și DEX-ul definește integritatea ca fiind însușirea de a fi integru, de a rămâne intact, întreg, incoruptibil. Este sinonimă cu cinstea, dreptatea, onestitatea, corectitudinea, respectul pentru adevăr. Orpa spunea că adevărata integritate înseamnă să faci ceea ce este corect, chiar atunci când știi că nimeni nu va afla niciodată ce ai făcut. Și îmi place tare mult modul în care ea gândește. Apoi, o altă definiție care mie îmi place și mi-ar place să o dezvoltăm în discuția noastră este cea pe care am găsit-o într-un manual de leadership al lui Andy Seidel, care spune simplu, integritatea este armonia dintre valorile interioare ale unei persoane, între cuvintele și acțiunile ei. Foarte frumos. Deci, dacă recapitulăm, e foarte bine că ați spus și sinonimul. Este acea stare în care nu, incoruptibil, da? Dacă ești integru, cinste, înseamnă că ești, respect pentru adevăr, corupt. Înseamnă că nu te abați de la datorie, nu te abați de la moralitate, nu te abați de la valori, atâta vreme cât valorile sunt acelea morale. Dacă cumva sistemul de valori s-a răsturnat, atunci nu mai putem spune că abaterea de la valori este egal cu integritatea. Aș vrea să ne uităm ce spune Biblia despre integritate. Da, este un pasaj, dacă vrei tu. Da, este un pasaj care
chiar ne prezintă profilul omului integru, aș zice, și merită să citim câteva versete, pentru că așa de frumos surprinde psalmistul aici. Și își începe psalmul, David începe cu o întrebare, care ar trebui să o analizăm și oare să ne opunem, să vedem ce vrea să sugereze. Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Răspunde, cel ce umblă neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproape lui său, el privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu își ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cine se poartă așa, nu se clatină niciodată. Nu poți să nu te întrebi când citești psalmul ăsta, Doamne, cine va locui în cortul tău? De ce începe psalmistul cu asemenea întrebare? Ca și când ți-ar veni să răspunzi, păi nu oricine, sau nu-i chiar ușor de răspuns la asemenea întrebare. Îți sugerează cumva că nu oricine poate locui în cortul tău cel sfânt. Pentru că urmează lista aceea de calități care prezintă un standard înalt, am zice noi, dar asta înseamnă integritate. Și întrebarea asta de fiecare dată când citesc mă duce cu gândul la o altă întrebare care începe tot. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ți-aduce aminte da, de Proverbe 31? Și din nou, cine poate găsi? Sugerează, s-ar putea să fie greu de găsit. Pentru că lista de calități care urmează aici și dacă ne-am uitat, prezintă, așa cum am zis, un standard destul de înalt. Ăsta e standardul lui Dumnezeu. Și atunci, cel ce umblă neprihănire, această neprihănire poate fi spusă în termenii noștri ca integritate, pentru că umblă în dreptate, umblă în adevăr, umblă în cinste. Și atunci cine va locui pe muntele Domnului? Cel ce umblă în integritate. Și de aceea tema noastră de integritate, care este opusul corupției. Vedeți această locuire pe muntele Domnului ca o răsplată a umblării în integritate sau ca o condiție? Mai exact, vă imaginați că a locui în cortul lui Dumnezeu se întâmplă după ce trecem din viața aceasta sau se referă la faptul că noi suntem deja împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu și în consecință trebuie să respectăm niște standarde. Da, și una și alta, dar cred cu adevărat, pe baza a ceea ce Domnul Iisus spune, împărăția lui Dumnezeu a și venit peste voi. Și ceea ce spuneam în introducere, ca și reprezentanța împărăției lui Dumnezeu, noi suntem chemați să trăim aceste valori aici și acum. Adică nu trebuie să așteptăm lumea viitoare, să zic așa, ca aceste lucruri să fie reale. A trăi în cortul lui Dumnezeu este similar cu a fi parte din împărăția lui Dumnezeu, a trăi, dacă vrei, în acea intimitate, în relația aceea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este sfânt și Domnul Iisus spune, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, după cum Dumnezeu este sfânt. Și atunci, aceste lucruri trebuie să fie prezente în viața acelora care se numesc creștini, copii ai lui Dumnezeu, aici și acum. Și aceste lucruri trebuie să facă diferența în lumea în care trăim. Îmi place cum ați explicat și mă întorc la textul citit care zice nu face rău semenului său. Și asta îmi dă atâta bucurie când mă gândesc că de fapt în împărăția lui Dumnezeu cea de aici și acum este locul în care așa s-a gândit Dumnezeu să nu ne facem rău niciodată unii altora. Să fii sigur că nimeni nu-ți va face rău pentru că toată lumea tinde spre aceste valori. Din păcate, nu ne iese întotdeauna și suntem înconjurați și de oameni care nu-L iau pe Dumnezeu deloc în calcul și cred că de asta viața e așa de grea. Da, eu stau câteodată să-mi imaginez că îmi place așa să visez, să zic, și să-mi imaginez exact cum ar arăta o comunitate, o societate, sau cum ar arăta societatea noastră, țara noastră, dacă vrei, dacă ar trăi după valorile lui Dumnezeu.
Pentru că eu cred în toată inima că Dumnezeu chiar asta a intenționat, să fie prezent între noi, în comunitatea umană pe care El o creat-o, ca să-și arate dreptatea și frumusețea și gloria Lui. Și atunci imaginează-ți o comunitate în care fiecare nu numai că nu face rău aproape lui, aș merge mai departe și aș spune, face bine. Pentru că, până la urmă, chiar nu-i suficient numai să nu fac rău, ci dacă elimin un rău din viața mea, să-l înlocuiesc cu un bine. Și atunci, cum ar arăta comunitatea aceea în care fiecare dintre noi ne-am grăbi și doar să facem bine vecinului, colegului, fratelui, sorei, primarului, guvernanților și ei nouă și așa mai departe. Adică fiecare, această reciprocitate de a face bine. Dar în esență asta este inima lui Dumnezeu. Și atunci ceea ce noi trăim în jurul nostru și ce vedem este de fapt o denaturare a voii lui Dumnezeu pe care El a intenționat-o de la început și este cel rău care a pervertit valorile lui Dumnezeu și trăim ceea ce vedem în jurul nostru, când fiecare mai degrabă sapă groapa celuilalt. Este o scuză faptul că ceilalți poate nu urmăresc binele meu sau binele altcuiva personal, poate uită să nu-mi facă rău și se mai scapă. Este o scuză ca să fac și eu la fel, dacă vorbim despre integritate? Dacă vorbim despre integritate și dacă ne gândim din nou la valorile lui Dumnezeu, ele trebuie să fie, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne fie ca și standard, nu avem alt standard la care să ne raportăm. Atunci, din nou, mă adresez celor care se numesc creștini, pentru că creștinii sunt cei care doresc să împlinească ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune. N-au nicio scuză, pentru că a face bine celuilalt sau, hai să zic altfel, modul în care eu mă raportez la ceilalți nu depinde de modul în care ei se raportează la mine. Pentru că la un moment dat Domnul Iisus spune cuvinte chiar pline de sens și chiar greu de trăit, binecuvântați pe cine? Pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc, ce vă fac rău. Deci iată că, de aceea am zis, nici nu-i suficient parcă să nu fac rău și să mă abțin de la face rău, ci Scriptura și Dumnezeu mă cheamă să fac bine celui ce îmi face rău, celui ce nu mă iubește sau mă blastemă. Deci standardul lui Dumnezeu este foarte înalt și de aceea mă întorc la ilegitimă parcă întrebarea lui David, cine stă în preajma lui Dumnezeu? Dar încurajarea care am găsit-o eu în viața mea și cu care aș vrea să încurajez pe oricine este că atunci când Dumnezeu ne oferă standardul Lui și ne dă o poruncă, El ne dă și resursele. Scriptura spune, v-am dat tot în ce privește viața și evlavia. Deci este standardul ridicat, este greu omenește să faci aceste lucruri și prin puterile noastre nu o să reușim niciodată, prin resursele noastre personale și umane. Dar în același timp Dumnezeu ne pune la dispoziție resursele Lui. Și resursa esențială pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră este chiar Duhul Lui care locuiește în noi, care ne învață, care ne sfătuiește, care ne călăuzește, care mijlocește pentru noi și care până la urmă rodește noi, dacă fac, mă gândesc acum la roada Duhului, bunătate, dragoste, blândețe, care toate au de-a face cu generozitate, autocontrol, toate astea sunt până la urmă roada Duhului care este în noi, nu sunt ale mele și ale tale. Deci standardul este foarte înalt. Avem o chemare extrem de înaltă, noi care suntem creștini, de a trăi aceste valori, de a aduce o schimbare în lume prin materializarea concretă în viața noastră acestor valori și bineînțeles că încercăm să le multiplicăm și să facem o diferență. Deci, voia lui Dumnezeu este ca să ne facem bine și să trăim iubind adevărul și onorându-L pe El. Dacă ne gândim bine, întreaga Scriptură este presărată cu argumente, cu convingătoare, cu
sublinieri instrucțiuni în favoarea integrității. Mă poate că multe. Văzându-le așa răsfirate, nu ne dăm seama că fac parte din același buchet. Adică nu găsești termenul integritate, dar conceptul găsești este acolo. Adică, de aceea am dat definițiile ca să vedem, de fapt, să explicăm ce e integritate. Focalizarea pe a nu te abate de la moralitate, a nu face rău semenului tău. Și întotdeauna când noi ne abatem de la moralitate, cineva are de pierdut. Vedem și în cazurile de corupție bine știute din politică, din viața economică, cineva, ori statul, ori o altă companie, a avut de pierdut semnificativ datorită unei abateri de la ceea ce era corect, de la un standard. Și poate că dacă noi nu suntem integri, cum spuneați, semenul nostru are de pierdut o binecuvântare, un cuvânt spus frumos, un zâmbet, o îmbrățișare prietenoasă, poate lucruri mici, dar ne hotărâm să nu îi le mai dăm pentru că ieri nu s-a purtat. Cred că merge până în cele mai mici lucruri. Asta este că trăirea în adevăr, integritatea, credincioșia, am putea să spunem un alt sinonim, începe cu lucrurile foarte mărunte. Păi dacă ne uităm aici la ce spune David, face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Dacă ne-am legat numai de acest a spune adevărul din inimă, a spune adevărul, a trăi în adevăr, și ne-am gândit oare chiar așa trăim, oare care ar fi opusul? Este a nu spune adevărul, că e urât să spui a minți, dar asta este. Și atunci ne întrebăm, oare ce este mai mult în jurul nostru, adevăr sau neadevăr, nu? Deci integritatea începe cu lucrurile astea foarte mărunte. Și este un autor care mie îmi place tare mult, Jerry Bridges, el vorbește foarte mult de caracter creștin în cartea lui Practicarea Evlaviei și la un moment dat povestește o întâmplare și aș vrea să ți-o povestesc și să-ți o analizăm puțin ca să vedem cam cum se pun lucrurile, cam cât de integri, cam de unde începe credincioșia noastră, în ce lucruri mărunte, lucruri de detaliu am putea să spunem. Povestește la un moment dat că într-o duminică dimineață, în preajma Crăciunului, cineva sună la ușă, deschide ușa, era fetița vecinului cu o farfurie de prăjituri. Și spune nenea Bridges, mama v-a trimis o farfurie de prăjituri de Crăciun. Jerry amabil mulțumește, pune farfuria undeva și se duce la biserică. Era tocmai înainte de a pleca la biserică. După câteva zile se intersectează pe drum cu fetița vecinului și fetița încântată, fericită, zglobie, îl întreabă, nenea Bridges, v-au plăcut prăjiturile? În momentul ăla Jerry realizează că de fapt el a uitat de prăjituri. Dar ce să răspundă fetiței? Cum să o dezamăgească? Sau ce să-i spună? Și a spus, au fost foarte bune. Și a plecat. După ce a plecat, a început să reconstituie ce s-a întâmplat. Și Jerry își face așa o introspecție și o analiză foarte severă. Și trebuie să admită în inima lui că, de fapt, n-a fost cinstit, n-a spus adevărul. Și zice la un moment dat, a fost dureros să admit în inima mea că nu eram atât de integru pe cât mă consideram, pentru că a trebuit să admit că am mințit și asta doare. De câte ori facem noi asemenea lucruri sau de câte ori folosim o jumătate de adevăr sau un adevăr incomplet ca să salvăm o situație sau să nu punem pe cineva într-o situație ridicolă sau noi înșine să nu... Cred că de cele mai multe ori pe noi înșine să ne salvăm. Să ne salvăm pe noi înșine, să ne salvăm imaginea. Și dacă începi să te gândești de la lucrurile astea mărunte, atunci îți dai seama că, într-adevăr, numai cu ajutorul Duhului Sfânt poți să faci ceva cu viața ta. Pentru că a minți până la urmă, m-am uitat în explicații și în ceva comentarii, deci face parte și ideea de a te da drept altul. Adică... O falsă identitate. O falsă identitate, o falsă imagine. Adică mi-ar place tu să crezi despre mine lucruri frumoase, când de fapt eu știu cum sunt. Ei, a oferi o altă imagine a ceea ce eu de fapt sunt, este a trăi în minciună, este a trăi în neadevăr. Nu?
a copia la examene, ce să mai vorbim de asta, acest subiect atât de acum discutat. Acum că și... tocmai suntem în tot felul de sesiuni. De... Da, și este tentant. Am trecut și prin examene și este tare dureros și neplăcut să fii în fața unei întrebări, domnule, și să știi că ai avea nevoie numai de un cuvânt sau de o idee a cuiva și ai ști și te blochezi și este tentant, dar a trăi în adevăr înseamnă a nu copia, a nu te inspira, nu? Ca să nu mai mergem pe terenul afacerilor și să vorbim de declararea venitului impozabil și alte cele. Deci, până la urmă, repet, standardul lui Dumnezeu este foarte înalt și credincioșia începe din aceste lucruri mărunte. Și atunci, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să ne punem întrebarea foarte serios, fiecare în dreptul nostru. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cel ce spune adevărul din inimă, cum stau cu trăirea în adevăr, în aceste lucruri mărunte? În cartea Proverbe mai este iarăși o întrebare retorică a lui Solomon, care zice că mulți oameni își trâmbițează bunătatea. Exact. Dar oare cine poate găsi un om credincios? M-am gândit la Solomon, care a fost un om așa înțelept și în mare parte din viața lui respectat ca și împărat. Acum mai puțin partea cu idolatria care l-a dus în jos. Dar oare o fi fost dezamăgit de foarte mulți contemporani sau s-o fi gândit chiar la el? Că... Cred că și. Și așa vine ca un strigăt de dezamăgire, că poate ni se întâmplă să descoperăm și la noi, cum a descoperit persoana cu prăjiturile de care povesteați, dar și la alții și ne doare mai mult, parcă atunci când ni se face o promisiune și apoi se uită de ea sau împrumutăm ceva și nu ni se mai întoarce sau descoperim nesincerități, ne întrebăm, oare, bun, omul ăsta nu a fost credincios față de mine, dar oare care ar fi credincios? Da, și mai este iar un lucru de detaliu și ai zice, un lucru mărunt, deși nu-i mărunt, nimic nu-i mărunt până la urmă, dar nu-și ia vorba înapoi dacă faci un jurământ în paguba lui, că ai zis de încredere. Să fii integru înseamnă să fii cinstit și să îți duci la îndeplinire promisiunile care le faci chiar dacă sunt în paguba ta. Dacă știm că e ceva greu, atunci ar trebui să nu facem promisiune așa ușor, nu? Să stau să mă gândesc, pot să vin la ora 4 să mă întâlnesc cu tine, nu? Ați promite că vin și a venit la 4 și un sfert sau 4 jumate, pentru mine înseamnă lipsă de respect. Mă rog, afară de cazul când sunt cauze reale că ai întârziat. Da. Dar întârzierile, neducerea la îndeplinirea unei slujbe, nu noi femeile cum organizăm atâtea lucruri și cineva promite, eu mă ocup de decor și te trezești atunci că nu-i nimic făcut sau, fac eu lucrul ăla. Și trebuie și... în ultimul moment să se ofere altcineva cu inimă și să... Așa, eu pun florile și te trezești că mergi de bine că dimineață și nu-i nicio floare și, ok, sigur că situația se poate discuta despre cea care nu și-a dus cuvântul la îndeplinire, dar pentru mine a fost o provocare cum să răspund și cum să reacționez, pentru că tendința mea a fost să-i fac observație și să-i zic câteva așa, să se simtă că nu și-a ținut cuvântul și n-am avut mine că dimineață flori la biserică, nu? Bun, și totuși cum trebuie făcut? Și atunci... Să ne facem că nu vedem? Sau... Și atunci a trebuit să, cum să zic, să-mi fac eu o introspecție rapidă și să văd că tendința mea de a-i spune nu-i biblică și că nu trebuie să o pun la punct atunci, nu? Am salvat situația că cineva a mers repede și a luat niște flori și așa și nu i-am făcut nicio observație sorei respective, ceea ce este împotriva naturii mele colerice, dar am avut un moment de luciditate, să zic, de cercetare, de evaluare corectă și am zis, Doamne, ajută-mă să văd cum, pentru că pur și simplu, bine, asta a fost cu mulți ani în urmă, înainte de a înțelege eu diferențele de temperamente și pentru mine înțelegerea temperamentelor mi-a adus multe răspunsuri la multe diferențe dintre noi și am realizat că prietena mea este în categoria sangvinicelor și sangvinicii sunt foarte optimiști, promit multe, dar din păcate mai uită. Și atunci trebuie să le acorzi circumstanțe atenuante că asta face parte din natura lor. Și dacă ai contextul într-un grup sau într-un alt context în care să-i transmiți
lucrurile ca valoare. Vezi dacă totuși promiți ceva, să te ții de cuvânt sau să încerci să faci așa. Dar ea n-a făcut bine că nu și-a ținut cuvântul. Eu a trebuit să lucrez la îngăduința mea, la răbdarea mea și la acceptarea. Deci, până la urmă, din ambele părți, Duhul Sfânt ne lucrează în așa fel încât să există armonie între noi. Adică, în situații de astea, foarte ușor ne aruncăm vorbe și facem o corecție bine motivată, că nu ți-ai făcut treaba, dar dacă o faci prea dur, prea ferm, o rănești și atunci din nou trebuie vindecare și... Și iarăși nu putem vorbi de integritate. Și iarăși nu putem vorbi, da. Deci sunt multe fațete și multe... viața ne oferă multe provocări și din acestea, de fiecare zi și zicem mărunte, dar ele afectează relațiile. Afectează relația noastră cu Domnul și relațiile dintre noi, nu? Sau ce înseamnă integritate, să fii un om de încredere, o prietenă de încredere, nu? Acum, probabil că și tu știi și telespectatoarele noastre câte prietenii rupte sau câte dezamăgiri, poate că fiecare dintre noi am trăit măcar o dată o dezamăgire, că ți-ai vărsat sufletul unei prietene și ai descoperit că a spus mai departe sau te-a judecat și atunci ați pierzi încrederea. Ori a fi integru, a fi un om de încredere, să poți să ții un secret, să poți să fii alături de prietena ta, să poți să o încurajezi, să poți să o corectezi în dragoste dacă vezi că nu merge bine sau, mă rog, observi ceva ce ea nu observă. Dar să poți să-i spui cu atitudinea aceea, dragă, îmi pas așa de mult de tine și vreau binele tău încât, uite, cred că ar trebui să fii sau să faci diferit lucrurile. Să ții cont de... Da. Și știi ce am mai observat eu, Rodica? Suntem prieteni uneori cu oameni, cu anumite persoane, cât le merge bine. Dar a fi prieten și om de încredere înseamnă să fii alături de el chiar în căderile lui. De obicei, când cineva alunecă sau, mă rog, are, nu mai are o imagine așa de bună, da. Și nu mai are o imagine așa bună, ai tendința să te distanțezi cumva, să nu te asociezi. Dar... Aici aș sublinia că am văzut chiar modul acesta de gândire, să nu mă asociez sau cumva să-l pedepsez dacă Domnul l-a lăsat să treacă prin treaba asta, să-și învețe bine lecția, să fie singur acolo la momentul de pocăință. Deci am înțeles că unii chiar intenționat fac așa, crezând că ajută. Întrebarea mea este, oare nu atunci are mai mare nevoie de susținere și încurajare? Oare nu atunci are nevoie de cineva care să o înțeleagă, să o ia de braț, să zică, uite, sunt cu tine, mă rog, hai mai departe? Eu cred că a fi loial în prietenie, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, un prieten la necaz devine ca un frate. Un frate. Nu? Este exact să fii acolo alături de el când are nevoie, pentru că, Rudica, cine ești tu care stai în picioare, zice cuvântul lui Dumnezeu, da. Ia seama să nu cazi. Poate nu să cad în aceeași greșeală, poate că alunec în alta și poate mâine am eu nevoie ca cineva să vină lângă mine, să plângă cu mine, să se roage pentru mine, să mă încurajeze. Deci eu cred că a fi integru, a fi credincios, înseamnă să fii alături și de cei căzuți, pentru că ei au mai multă nevoie. Definiția biblică a prieteniei, care îmi place foarte mult, o din Proverbe, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Da. Ne obligă, deci dacă am fost prieteni, îmi amintesc de un exemplu drăguț de peste 10-12 ani, acum suntem femei și nu ni rușine să vorbim despre niște lucruri care se petrec cu copiii noștri. Eram acasă și împărțeam sarcini. Cel mic avea una jumate, doi, cei mari aveau 10-8 ani, cam așa. Și am împărțit cine să spele aragazul, cine să mă ajute un pic, că dacă nu se plictiseau. Și băiatul meu cel mare a spus că eu am grijă de cel mic. Nu, bun, zic, și asta e o activitate, ok, voi stați acolo, vă jucați. După un timp, cel mic a făcut pe el. Și acum mă uitam cu fetița să vedem cum face, că asta ține tot de grija copilului.
Și copilul cel mic a avut așa o vorbă înțeleaptă, zice, Mirel, Mirel, dacă ești prietenul meu, trebuie să mă și speli acum. Ce frumos! Și asta a rămas așa ca, o, dacă ești ca un proverb. Dacă ești prietenul meu, deci dacă te-ai oferit să mă îngrijești, exact, să te joci cu mine. Acum eu, dacă am făcut în pantalon pentru că sunt copil, tu nu poți să te eschivezi de sarcina asta. Asta e o bună lecție pentru, pentru noi maturii, pentru că e dureros, dar asta este ceea ce vedem în jurul nostru și gândindu-mă acum în dreptul meu și Dumnezeu să ne ajute pe noi, cele care vrem altfel, să nu cădem în aceeași ispită și să fim alături de cei care trec prin probleme. Știi, mă gândesc, diavolul vine și ne ispitește, pentru că asta este, de aceea, mă rog, indiferent care este alunecarea, în care caz, te ispitește, ai alunecat și după aceea tot el vine și te condamnă și aduce atâta vinovăție. Nu mai ești bun de nimic acum, tu, Dumnezeu nu te mai iubește, Dumnezeu te-a părăsit. Ei, sunt minciuni cu care diavolul vine și bombardează mintea celui alunecat, celui căzut, încât el are nevoie de o mână întinsă, să-i spui, nu e adevărat, hai să-ți spun ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, Domnul Iisus dă pilda aceea extraordinară, a lăsat 99 de oi. Și se duce după una și o găsește în prăpastie și o pune pe umăr și o aduce în turmă. Ce altă lecție mai veridică în domeniul ăsta vrei? Deci cel căzut care s-a depărtat este bombardat cu toate presiunile diavolului care vrea să-l termine până la urmă. Dacă noi ceilalți din turmă nu mergem să-i întindem o mână, cine o va face? Da, și poate de multe ori nu numai în situații în care omul are o problemă morală și cade și nu mai este destul de apreciat ca și înainte sau bine văzut și dimpotrivă, sunt situații de boală și datorită faptului că suntem așa de ocupați, se întâmplă să nu mergem la o persoană mai apropiată să o vizităm sau nu-i dăm niciun telefon, și mie mi s-a întâmplat. Și mi-e rușine și mă simt vinovată pentru că știu că acel om ar fi așteptat de la mine, dacă am lucrat împreună, dacă am făcut muncă de echipă, când nu mai poate să fie în echipa mea sau alături de mine, să mă duc și să îl întreb de sănătate. Și dacă mă gândesc bine, la fel aș gândi. Adică dacă eu mâine n-aș mai fi pe picioare și în activitate, tare bine mi-ar cădea să mă sune, să mă viziteze cineva. Bine, dar nu la modul excesiv, dar nu, să dar vezi că n-ai fost uitat. Să vezi că n-ai fost uitat și să vezi că tu ai valoare ca persoană pentru cealaltă persoană, nu numai pentru munca care ai depus-o pentru slujirea ta. Dacă tot am ajuns la cuvântul valoare, ați spus ceva foarte interesant la început, acea definiție din manualul de leadership, pe care aș vrea un pic să o explicați mai mult, relația dintre valori și fapte și integritatea pe care o țintim. Da, și mie mi-a plăcut definiția lui Andy Seidel și, sincer, mi-a adus multă claritate în înțelegerea conceptului de integritate. El spune că este armonia dintre valorile interioare ale unei persoane, cuvinte și acțiuni. Și el are o imagine care pe mine m-a ajutat, imaginea a trei cercuri, să ne le imaginăm, care se suprapun. Și cu cât se suprapun mai mult, cu atât gradul de integritate este mai mare. Acum, ce sunt cuvintele, toată lumea știe, acțiunile la fel. Să explicăm puțin ce sunt valorile. Valorile sunt acele lucruri la care noi ținem și care ne dirigează trăirea și gândirea. În baza cărora luăm decizii. În baza cărora luăm decizii. Sunt valorile sunt acele lucruri, dacă pot să zic așa, pentru care ești gata să mori. Lucruri sfinte, cum se zice în feria român. Să nu renunțăm la ele, da? Lucruri la care ține foarte mult. De exemplu, dacă pentru mine integritatea, loialitatea în căsnicie, să zicem, nu? Este o valoare. Atunci voi fi loială și credincioasă soțului meu, indiferent ce se va întâmpla. Nu? Sau dacă am vorbit despre a trăi în adevăr, a spune adevărul este o valoare pentru mine, atunci voi spune adevărul cu orice preț.
Unor s-ar putea ca a spune adevărul să te coste ceva pierderi, dar dacă a spune adevărul este o valoare, atunci voi spune adevărul, nu? Deci acestea sunt valori, lucruri care ne dirigează. Noi luăm decizii pe baza lor, trăim pe baza lor. Sigur că, așa cum ai zis, sunt lucruri sfinte. Provocarea este, sau întrebarea este, care sunt valorile? Dacă ele au așa un rol determinant în luarea de decizii și în trăirea noastră, atunci trebuie să fim atente și să ne întrebăm de unde luăm valorile. Și ca femei creștine, valorile sunt de aici. Deci ce am aici vorbit până imaginea acum, cu casa zidită pe stâncă. Deci dacă noi zidim pe niște valori biblice, atunci, indiferent ce furtuni vin, indiferent ce valuri vin, noi rămânem în picioare. Deci valorile ar trebui să fie din Scriptură, chiar dacă societatea sau în societatea în care trăim ele par depășite, pentru că nu știu cum ți se pare ție, dar mie mi se pare că trăim într-o lume a non-valorilor. Da. Acest relativism pe care îl trăim, pur și simplu... Libertatea asta înțeleasă greșit. Fiecare interpretează adevărul cum vrea. Deci este foarte greu să-ți ții valorile și este greu să trăiești după un standard pe care societatea încearcă să-l spună că este învechit și asta e vremea în care trăim. Și totuși, Dumnezeu n-are de gând să coboare standardul și ca și urmașa lui Hristos, ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, noi pe baza Scripturii trebuie să ne construim valorile. N-avem nicio altă posibilitate dacă vrem să ne împlinim menirea de a fi. Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Zice, îmi place că eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii și atunci noi suntem lumină din lumina lui. Ori ca să fii o lumină și să poți să dai direcția acestei lumi confuze și fără valori, este tocmai să fii un om integru, un om al valorilor. Și atunci integritate înseamnă să există această concordanță între valori, cuvinte și acțiuni. Adică ce cred să fie ceea ce spun și ceea ce fac. Asta este până la urmă integritatea în termeni practici. Da. Și Scriptura ne dă un exemplu foarte binevenit și care ne explică, într-adevăr, model de integritate este tânărul Iosif. Acum, cine cunoaște povestea lui, viața lui, este acel tânăr care ajunge să fie prizonier, rob în casa lui Potifar în Egipt. El este un slujitor excelent pentru că Potifar îi dă toată casa pe mâna lui și într-o zi când stăpânul nu este acasă, doamna Potifar își permite să-i facă avansuri acestui tânăr. Ea fiind doamna stăpânului, el fiind rob, ce șanse avea acest om să îi reziste? Nu? Și totuși, când este pus în fața alegerii, Iosif spune niște cuvinte extraordinare. Cum pot să fac un păcat așa de mare împotriva lui Dumnezeu? Deci, atât că Iosif era un tânăr, un adolescent, 17 ani probabil, pleca de acasă, tata nu-l mai vede, dar el... Și nici nu-l mai protejează. Și nici nu-l mai protejează și nici nu-l trage la răspundere. Este rob într-o altă țară, dar el păstrează respectul și frica de Dumnezeu. Pentru el a trăi ceea ce, în adevărul lui Dumnezeu, este o valoare. Deci el afirmă aceste valori. Apoi doamna Potifar aproape că îl forțează. Care sunt acțiunile lui Iosif? Își lasă haina și fuge. Deci iată cum el acționează pe baza a ceea ce spune și spune pe baza a ceea ce crede. Deci este o armonie perfectă între ceea ce crede, ceea ce spune și ceea ce face. Până la urmă, asta e integritate. Și acum, din nou, ne putem provoca și ne putem întreba, fiecare, eu în dreptul meu și fiecare, trăim așa? Adică, întotdeauna, cuvintele noastre sunt în concordanță, acțiunile noastre sunt în concordanță. Deci, asta e idealul, asta e definiția. Sigur că pe teren găsim diferențe și nu întotdeauna cele trei cercuri sunt
concentrice, nu? Asta pentru că suntem în transformare continuă și n-am ajuns încă la desăvârșire. Da, că sunt lucruri, da, pe de-o parte asta este, că suntem într-un proces de creștere și vom crește și vom ajunge să ne suprapunem, să ne centrăm valorile, cu cuvintele și acțiunile, pe măsura ascultării noastre. Cu cât vrem să ascultăm, cu atât viața noastră va fi mai centrată în jurul, adică cuvintele, acțiunile vor fi, se vor suprapune peste valori. Și cred că sunt lucruri de care poate nu ne dăm seama. În mod normal, creșterea spirituală cred că presupune o completare permanentă a valorilor cu ceea ce primim din Cuvântul lui Dumnezeu. Da, sau îmbogățirea lor, sau schimbarea, da, sau punerea pe listă, pe măsură ce descoperim. Ca și o comoară care o cureți, exact, tot timpul. Exact, exact. Pe măsură ce descoperim Cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, chiar chestia asta așa măruntă la prima vedere cu prăjiturii, cu farfuria aceea cu prăjituri, nu? Poate că unii zic, dar a făcut foarte bine, dar ce era să zică? Cât de dezamăgită era fetița dacă i-ar fi zis purul adevăr, nu? Și este un lucru mărunt la prima vedere. Dar dacă vrem să fim riguroși cu noi și să ne uităm la voia lui Dumnezeu, nu, o întrebare simplă, oare ce ar fi răspuns Iisus fetiței? Nu știu. Păi, cred că Iisus n-ar fi uitat prăjiturile pe măsuța aceea. Adică, nu știu, dar ce sigur este că Iisus n-ar fi mințit. Ar fi apreciat că a primit un cadou și s-ar fi gândit să facă ce trebuie cu el. Da. Adică, auzeam o poveste despre cadourile de Crăciun. O soră de-a noastră, într-o țară nordică, a fost angajată la curățenie și era într-o pivniță o grămadă de cutii împachetate frumos. Și a întrebat gazdele, ce sunt acestea? Zice-le numai să le ștergi un pic, sunt cadouri, lasă-le acolo. Nedesfăcute de ani de zile. Oare ce s-o fi răspuns celor care le-au trimis? Da. Deci sunt situații. Deci nu știm ce ar fi răspuns, dar sigur n-ar fi mințit. Așa cum, plecând de la cele mai mici lucruri cu care trebuie să fim atenți, așa cum spuneați, aș vrea, pentru că ne apropiem de final, să ne ridicăm la un nivel așa politic pe care l-ați atins, totuși legat de lumea în care trăim și de greutatea de a ne ține valorile, atâta timp cât state din comunitate iau copiii de la părinți, încuvințează și căsătoriile nebiblice și pedepsesc pe cei care nu facilitează lucrurile acestea, parcă ne întoarcem pe vremea lui Daniel, în care suntem chemați să ne închinăm la tot felul de lucruri. Pentru că, da, sincer, în tinerețea mea n-am anticipat chiar așa o decădere morală pe care o văd în jurul meu și cel puțin rapiditatea cu care valorile sunt răsturnate și non-valorile puse la rang de virtute este descurajant, ai putea să spui la un moment dat, exact cum zici. Scârboasă. E un cuvânt pe care l-am folosit ieri văzând o imagine, dar cred că e puțin spus, de la un festival al homosexualilor. Problema e foarte greu de ceva de spus în vremea asta, dar atâta timp cât justiția, cât guvernele țărilor promovează anumite non-valori, cât sunt, când nu auzi strigătul dreptății, pe de o parte, pe de altă parte te face să crezi că ele sunt acolo ca să facă dreptate, parcă ești descurajat. Îți vine să spui, domnule, unde mai, ce șanse mai avem totuși? Știi cu ce m-am încurajat? Cu gândul și cu faptul că Dumnezeu este în control. Oricum Dumnezeu va avea ultimul cuvânt și nu niciun guvern, nici Statele Unite, nici Europa, Uniunea Europeană, nici ONU, nici altele. Dumnezeu va avea ultimul cuvânt și Dumnezeu a destinat ca în această lume, decăzută în vremea asta, să aibă un popor pe care El îl numește Biserica Lui, Împărăția Lui. Ei, rolul Bisericii Lui Hristos în această vreme este tocmai acesta, să fie o lumină, să fie cea care dă direcție,
se pare că n-are nicio șansă, se pare că suntem amenințați. E adevărat, asta este ce se vede la nivelul nostru. Dar promisiunea Domnului este că Biserica lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos merge din glorie în glorie, din slavă în slavă și că bisericii lui Hristos, porțile locuinței morților, nu-i vor rezista. Ele trebuie să dea pas înapoi, să facă pas înapoi în fața ofensivei bisericii. Acum problema este biserica, sunt eu, tu și toți cei care, își numesc, care se numesc copii ai lui Dumnezeu. Deci noi în loc să ne lăsăm să spunem, o, păi așa e vremea, dar n-ave, dar în vremea sfârșitului, dar scrie și în Biblie că în vremurile din urmă vor fi, e adevărat. Și vedem, problema este, eu ce rol am în această vreme? Mă complac și las armele jos? Sau mă încurajez cu tine și cu altele, spunem, fetelor, avem ceva de făcut. Noi trebuie în această vreme să proclamăm adevărul și valorile. Pentru că în lumea spirituală, de fapt, unde se duce adevărata bătălie, sigur, vocea noastră este auzită. Și așa cum am repetat de multe ori, am fost foarte încurajată de acțiunea poporului român din ultimile luni, de manifestațiile acestea în unitate, de pe toate meridianele globului. A fost ceva, Rodica, la un moment dat, am simțit că mă înalț așa în mine și am zis, Doamne, îți mulțumesc că sunt româncă. Pentru că dincolo de toate, parcă toate bătăliile și frecușurile între biserici și denominații, parcă toate au pălit și toți românii ne-am dat seama că avem o bătălie comună de dus împotriva unui singur dușman. Și am zis, cred că acum poporul român își împlinește menirea, pentru că multe cuvinte profetice s-au spus pentru poporul român și pentru țara noastră. Mi-aduc aminte și cu 20-30 de ani în urmă, Dumnezeu are un plan special pentru poporul ăsta și lumea întreagă se va uita la România. Și mă gândeam atunci, cum adică, Doamne, noi ne uităm spre vest și spre America și Tu spui că va veni vremea cândul. Ei, cred că a venit vremea când o lume întreagă, pentru că niciun popor n-a mai făcut ce a făcut poporul român. Și cred că asemenea lucruri ar trebui să fie doar începutul și Biserica lui Hristos să se unească de pe întreg pământul și împotriva non-valorilor care ni se servesc sau și într-un impun, mod agresiv ni se impun, noi să fim fermi și să proclamăm valorile în care credem și să acționăm pe baza lor. Asta este ceea ce cred că noi putem face, ceea ce trebuie să facem. Repet, chiar dacă cumva nu se văd rezultate, dar acțiunea noastră pe plan spiritual au rezultate, pentru că Dumnezeu va aduce clipa și ziua când va avea ultimul cuvânt și când într-adevăr va instaura împărăția lui pe deplin și când toate aceste lucruri vor fi la ele acasă. Dar până atunci nu avem dreptul, zic eu, să ne complacem și nu avem voie, nu știu cum aș striga asta de pe acoperișul caselor surorilor mele, nu avem voie să dăm un pas înapoi de la adevăratele valori, a spune adevărul, a trăi în adevăr, a proclama ceea ce crezi. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Iisus Hristos este calea și nu este altă cale. Dacă așa spune cuvântul Dumnezeu, așa spun. Păi, ne amenință viața. Mai mult decât viața n-au ce să ne ia. N-au ce să ne ia mai mult decât viața. Viața fizică. Fizică, trupul acesta, nu? Pentru că ei nu se pot atinge de partea noastră interioară, care este veșnică. Doar că dacă ne o iau acum, ajungem în prezența Domnului puțin mai devreme, nu? Deci este o vreme de avertisment, este o vreme de alertă în care, ca și biserică, ar trebui să trăim și pentru că suntem femei implicate și influențăm alte femei, ar trebui chiar să avem acest mesaj. Nu este vreme de dat un pas înapoi, nu este vreme și nu avem voie să coborâm standardul integrității lui Dumnezeu, ci fără frică să acționăm proclamând și trăind valorile împărăției. Așa îmi doresc și eu, să fim o diferență și mă bucur. Și să facem o diferență, să facem o diferență. Mă bucur că am putut... Pentru că tot, Rodica, ce am observat și cred că lupta spirituală a ei se dea, tot iadul este înfuriat pe noi. Tot iadul este înfuriat pe noi. Pentru că nu-i place. Deci ar vrea să anihileze și să distrugă tot ce este din Dumnezeu, nu? Numai că
El este doar el răcnește ca un leu, dar nu este leu. Deci el răcnește să ne sperie, să ne intimideze, dar el nu ne poate face nimic de fapt, pentru că Hristos l-a biruit. Și Biserica lui Hristos este biruitoare, este destinată la biruință. Dar trebuie să ne facem partea noastră. Ori trăirea în integritate este, zic eu, temelia caracterului. Fără a trăi în integritate, să nu ne așteptăm la prea multă biruință. Așa este. Pentru că avem fisuri și diavolul folosește orice fisură. Deci integritatea trebuie să fie temelia caracterului și a vieții noastre. Și pentru lupta spirituală ea ne dă autoritate. Categoric. Pentru că, sigur, ne putem uni și putem face mișcări de stradă ca să ne impunem împotriva unor curente total greșite sub masca libertății și a binelui. Da, dar dacă noi nu suntem credincioși în cele mai mici lucruri, așa cum era Daniel, el când a fost evaluat, s-a spus că n-am putut să găsim nimic rău împotriva lui, pentru că dacă ar fi găsit, ar fi spus. Cu siguranță. Dar ți-aduce aminte de ce impact a avut Daniel și ce cuvinte fantastice rostește un împărat păgân. Împărat păgân cheamă întreaga țară să creadă în Dumnezeul lui Daniel. De ce? Pentru că un copil al lui Dumnezeu a trăit în integritate. Fantastică imagine. Da, și noi ar trebui să ne focalizăm, plin de credință fiind, la finalul vremurilor lui Daniel, nu la greutate, care o trăim noi acum, în care ni se servește ziua mare, păcatul pe tavă, ci îmi place de Ioanid, care spune așa de frumos în Daniel și Dariu, cum Dariu s-a ridicat în văzul poporului după ce s-a închinat și a văzut că idolul lui nu valora nimic, zice, dau poruncă, spune Dariu, ca în tot imperiul meu să se știe că în ceruri este un singur Dumnezeu. Idoli și puteri sunt multe, însă Domn e numai El. O putere, numai una l-a salvat pe Daniel. Atât de mult îmi plac versurile astea, pentru că în cele din urmă, cel neprihănit va da lecția, chiar dacă suferă la început. Și biruința aia noastră. Și, împreună cu Domnul. Da, și multe lucruri din Sfânta Scriptură ne certifică asta. Cum se și spune că nu mulțimea aduce biruință sau vorbeați despre sare. Dacă ne gândim la conservele de murături care le facem, sarea e numai un pic. Castraveții sunt în cantitate mai mare, gogoșarii, apa și toate acelea. Dar fără un pic de sare se strică conserva. Și noi cred că suntem cu rolul acesta să nu ne pierdem gustul pentru ca lumea să nu se strice din pricina sării care e acolo. Se conservăm valorile. Da, da, da. Și Dumnezeu ne va ajuta. Eu sunt sigură de asta. Amin. Amin. Am ajuns la finalul emisiunii noastre. Dacă mai aveți un singur gând scurt, îl mai puteți spune și apoi ne vom lua rămas bun de la telespectatoare și telespectatori. Deja mi-am spus gândurile. Provocarea mea este ca fiecare dintre noi să fie cu adevărat o lumină pentru gloria lui Dumnezeu și să ne îndeplinim menirea de sare ca să conservăm valorile lui Dumnezeu. Amin, așa să fie. Mulțumim! Dragi prieteni, ne luăm rămas bun. Ați urmărit-o pe doamna Lidia Șchiopu, coordonator al lucrării BI România și directoare a școlii Priscila. Vă veți putea urmări și la alte ediții. Ne propunem să tratăm împreună alte valori pe care trebuie să le avem noi ca și creștini. Vă așteptăm la o nouă ediție săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.